Rămășițele unui bărbat ucis în timpul atacului de pe 11 septembrie 2001 de la World Trade Center au fost identificate abia acum, la aproape 16 ani de la atacul sângeros care a zguduit lumea. Anunțul a fost făcut de conducerea unui spital din New York, însă identitatea victimei nu a fost dezvăluită la cererea familiei. Potrivit The Washington Post, ultima identificare a unei victime care și-a pierdut viața în 2001 a fost făcută în martie 2015. Medicii se folosesc de teste ADN și alte mijloace pentru a potrivi fragmentele osoase ale celor 2753 de persoane ucise în timpul atacului. Până în prezent au fost identificate 1641 de victime, ceea ce înseamnă că peste 40% dintre cei care și-au pierdut viața nu au fost identificați încă. Atacurile din 11 septembrie 2001 din Statele Unite au zguduit lumea, peste 6.000 de oameni fiind răniți, iar 2.753 de persoane și-au pierdut viața. Acestea au fost catalogate drept cele mai sângeroase atacuri de pe teritoriul american din toate timpurile. Gruparea teroristă Al-Qaeda a coordonat și a revendicat atentatul.